Între participanții la evenimentul Trezirea Națiunii din București s-au aflat și creștini din Ucraina. Ei au dorit să fie prezenți în capitala României și au mulțumit românilor pentru susținerea în rugăciune. Pastorul Constantin Cuciurean din Cernăuți spune că în aceste vremuri dificile în Ucraina, mulți soldați și oameni din conducerea țării se întorc la Dumnezeu. Eu am venit foarte epuizat, obosit, dar întâlnirea asta m-a înviorat și Duhul lui Dumnezeu m-a ridicat ca să merg mai departe. Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumim la toți românii care nu uitați de Ucraina. La noi azi la Cernăuți de 3 ori a sunat alarma, au fost trimise din nou rachete peste țara noastră, în fiecare zi se moare. În Ucraina acum e atâta durere, în fiecare zi la Cernăuți îngropăm de la 1 la 7 soldați. Dar pe Ucraina, anul acesta, au murit poate peste 500.000 de oameni. Și mulți, întrebarea unde s-au dus, s-au dus în iad. Dar astăzi se întorc la Dumnezeu soldați în Ucraina, se întorc astăzi oameni din conducerea țării, se întorc profesori la Domnul și războiul pe mulți îi pune în genunchi. Încă o dată, eu vreau ca România să se pună în genunchi fără război. Eu cred că e un timp de trezire și Domnul vrea să mântuiască țara voastră. Nu fiți nepăsători față de o mântuire așa de mare. Oamenii se duc ori în iad, ori în rai, de aceea e timpul ca să-L căutați pe Dumnezeu. În Ucraina, într-un an de zile, s-au împărțit 4 milioane și 700.000 de evanghelii. Asta ceva ne spune. De asta eu cred că e timpul și în România toți oamenii să aibă Evanghelia și să vie la Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și mai am un gând pentru români. Acum cu războiul, mulți refugiați ucraineni au venit în România. Sunt care n-au de mâncat, sunt care n-au adăpost, sunt care n-au haine. Vă rog în numele Domnului, dacă vreți să vie trezirea, ajutați pe orfani, pe văduvă, primiți pe refugiați, că Iisus e în ei. Și Dumnezeu va face o trezire și în țara voastră și vă va binecuvânta.